vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28 și aș vrea să citesc de la versetul 1 până la versetul 10, pagina în Biblie, 961. Cu respect, vă rog să ascultați citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. M-aș bucura să aveți și Bibliile cu dumneavoastră și să urmăriți textul biblic, dar în caz contrar, vă rog foarte mult să urmăriți aceste ecrane care transmit textul Scripturii. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, începând cu versetul 1 până la versetul 10, pagina în Biblie, 960-961. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cu cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a via dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. El au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți ucenicilor mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea, amin. Vă rog să ocupați locurile. Învierea Domnului este un motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi. În ciuda scepticilor care au lansat tot felul de teorii împotriva învierii Domnului Hristos, cum ar fi, de exemplu, teoria halucinațiilor, că Hristos n-ar fi înviat, ci Maria ar fi avut halucinații și ucenicii din cauza fricii în care trăiau, sau teoria mormântului greșit cum că Maria s-ar fi dus la mormântul greșit, nu la mormântul unde chiar a fost pus Domnul. Sau teoria leșinului, că Hristos n-ar fi murit cu adevărat pe cruce, ci Iisus Hristos ar fi leșinat pe cruce, iar aburii reci ai mormântului l-ar fi readus pe Domnul la viață. Tot felul de teorii și prima teorie și cea mai mare minciună o găsim de la versetul 11 la versetul 15, unde preoții cei mai de seamă au dat bani ostașilor care au narat, care au povestit exact ce s-a întâmplat la crucea Domnului. Cum un înger al Domnului a venit, a prăvălit piatra, cum ei au fost, au căzut ca leșinați. Cum n-au știut nimic ce s-a întâmplat decât când s-au trezit din leșină, au văzut că mormântul este gol și piatra este prăvălită la o parte. Iar preoții cei mai de seamă au zis, vă dăm bani cât vreți, dar să spuneți că ucenicii lui au venit noaptea și l-au furat. Și dacă lucrul acesta va ajunge la dregător, la cel care răspunde de voi, îl potolim noi. Această minciună sfruntată, minciuna diavolului, a reușit secole ca să pătrundă în anumite inimi ale oamenilor, convingându-i de acest adevăr al învierii lui Hristos ca fiind, de fapt, un neadevăr. Dragii mei, este o mare har și o mare bucurie să credem că Hristos a înviat. Este un mare har să fim aici, să celebrăm și aș vrea să celebrăm această sărbătoare cu bucurie. Pentru că mesajul evanghelic pe care doresc să-l transmit astăzi l-am intitulat Bucuriile Învierii. Iată că primul mesaj care a venit din cer de la Dumnezeu prin înger a fost bucurați-vă. Și aș vrea să vă întreb astăzi, dumneavoastră, sunteți bucuroși? Sursa bucuriei creștinului niciodată nu trebuie să fie surse efemere, surse trecătoare. Dacă te bucuri numai atunci când îți merge bine și ajungi să te întristezi când îți merge rău, sursa bucuriei tale nu este o bucurie divină, o bucurie veșnică, ci este una efemeră, una trecătoare. Dacă te bucuri numai atunci când ai bani, numai atunci când ești sănătos, numai atunci când ai tot ce trebuie și după aceea nu te mai bucuri, tu n-ai o bucurie creștină. Bucuria creștină este diferită de bucuria care o are lumea necreștină sau lumea fără Dumnezeu. Iată la învierea Domnului Hristos, primul mesaj pe care l-a adus Îngerul din Cer a fost, bucurați-vă! Aș vrea în această zi, Orice inimă, dacă ar fi aici tristă, apăsată, Dumnezeu să-i schimbe starea. Dumnezeu are această putere de a-l face pe creștin bucuros în ciuda vicisiunilor, în ciuda adversităților, în ciuda situațiilor din viață prin care un creștin poate să treacă. Un necreștin, dacă ar trece prin astfel de situații prin care trece un creștin, nu s-ar putea bucura. Dar un creștin se bucură. Spune Apostolul Pavel. În Romani, capitolul 5, versetul 3, pentru creștini, Dumnezeu este sursa bucuriei în necazuri. Noi ne bucurăm, ba mai mult, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Ne-am rugat de multe ori, Doamne, ajută-ne să fim mai răbdători. Și Dumnezeu ne-a dat necazuri. Pentru că prin necazuri, Dumnezeu ne dă această virtute sfântă, răbdarea. Răbdarea care este, spunea Crisostom, Regina Virtuților. Frați și surori, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre? Vă întreb: Dacă sunt creștini aici pentru că știu eu, le-a plecat cineva, drag, s-a întâmplat ceva în familie, drastic, și ți-ai pierdut bucuria, mă rog Dumnezeu să-ți dea în această zi bucuria. Bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Să ne amintim de ceea ce spunea Apostolul Pavel Filipenilor în Filipeni capitolul 4, versetul 4. Este un verb la imperativ și care folosește repetiția. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iar își zic, bucurați-vă! Bucuria este o roadă a Duhului care trebuie să trăiască în viața creștinului. Noi nu suntem dependenți de bucurie dacă suntem într-o țară sau alta. Nu sunt bucuros dacă sunt în America și sunt stris dacă sunt în Africa. Nu sunt bucuros dacă sunt în România și stris dacă eu știu sunt lumea treia undeva. Ci bucuria creștinului nu depinde de loc, nu depinde de resurse, știu eu lumești, firești, ci depinde repet de Dumnezeu. Vedeți, în secolul I, când Biserica era persecutată. Un lucru care n-au putut să-l știrbească Nero, Dioclețian, sau chiar ultimul împărat roman care a vrut să stârpească creștinismul și să reînvie păgânismul Iulian Apostatu. Ceea ce n-a putut stârpi din inima creștinilor a fost bucuria. Creștinii în arenele romane, este martor Coloseum și acum de la Roma pe care puteți să-l vizitați. Când creștinii erau puși în acel centru din Coloseum să intre, să intre în acele arene, și li se dădea drumul fiarelor sălbatice care veneau și sfâșiau în fața lui Nero și a celor care gustau acest moment. Desigur, astăzi neplăcut, dar pentru ei atunci era o plăcere să vadă cum lei înfometat sar peste creștini, peste copii, peste mame, peste bărbați, peste femei și sfâșie. Un lucru care nu l-a înțeles Nero niciodată a fost bucuria care o aveau creștinii. Se uniau, stăteau în cercuri și înainte să intre fiarele înfometate, să apucau să cânte cântări lui Hristos. Cântau pentru Hristos, pentru Hristos, dar cântau cu atâta bucurie. De ce oare bucuria din inimile multora dintre noi a dispărut? De ce în biserici uneori stăm triști? Și tristețea aceasta se vede pe fețele noastre, după cum spune Solomon în proverbe, că atunci când inima e întristată, fața copiază atitudinea inimii și se vede foarte tare că poți să te machezi, că poți să te aranjezi, că poți să faci operații estetice, că bucuria aceasta din inimă numai atunci radiază când ea există. Altfel, ea nu poate radia pe inimile sau pe fețele oamenilor. Aș vrea să vedem câteva de motive de bucurie care le avem noi ca și creștini, cel puțin din învierea Domnului. De ce un creștin se bucură că Hristos a înviat? De ce ni s-a spus bucurați-vă? Este învierea un motiv de bucurie? Și aș vrea să prezint aici patru lucruri pentru care un creștin trebuie să se bucure indiferent de situațiile din viață. Sigur, din punct de vedere uman, să te bucuri în necazuri este paradoxal, este imposibil, pentru că firește nu poți să trăiești ca și cum trăiești duhovnicește. Reacțiile unui om duhovnicesc sunt total diametral opuse reacțiile unui om firesc. Firește este când treci prin necazuri să fii trist, să plângi, să trăiești tensiuni, să trăiești depresii, cum se spunea aici. asta e firește, însă duhovnicește nu. Un creștin care trece prin necazuri, atunci când trece prin necazuri, dacă îi duhovnicesc, el are puterea, are resursa aceea inepuizabilă de bucurie care vine din Dumnezeu. Aș vrea să vedem patru motive pentru care un creștin trebuie să se bucure de învierea Domnului. În primul rând, primul motiv de bucurie al nostru, al creștinilor, este că avem un Dumnezeu viu. Este asta o mare bucurie? Păi cum să nu fie mare bucurie știind că alții sau alte religii, Confucius sau Confucianismul, Budismul, Zoroastrismul sau orice altă religie au Dumnezei morți. Singurul creștinism are un Dumnezeu viu. Când vorbim de Dumnezeu, vorbim și de Domnul Isus Hristos. Biserica creștină crede într-un singur Dumnezeu, în trei persoane divine distincte. Acest singur Dumnezeu, format din cele trei persoane divine distincte, înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceste trei persoane divine formează o triunicitate perfectă încât nu poți să-ți dai seama dacă ai putea să-i privești de la distanță care e unul sau care e celălalt. Tatăl nu este același cu fiul care s-a descoperit, pentru că există o teorie care spune așa, există un singur Dumnezeu și acest singur Dumnezeu, într-adevăr, înseamnă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar Tatăl s-a descoperit în Vechiul Testament cu numele de Iahve sau Jehova, Apoi fiul este același tată care s-a descoperit în Vechiul Testament, dar în Noul Testament s-a descoperit sub numele de fiul, fiul omului. Iar Duhul Sfânt, care este în perioada dispensațională, perioada aceasta a vremurilor din urmă, care noi o trăim, este același cu fiul și tatăl care a fost în Vechiul sau în Noul Testament. Nu este adevărat, Biblia face o distinție foarte clară. De exemplu, la botezul lui Isus, toți cei trei au fost prezenți. Glasul de sus, a auzit din cer era glasul Tatălui, Fiul care era în apa botezului și se boteza, și Duhul Sfânt care se plimba pe deasupra Iordanului și care l-a văzut Ioan. Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane divine distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astfel, pot să afirm cu certitudine, cu credință, că Isus Hristos e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și în lucrul acesta îl știu și din Scriptură, și din istorie, și din orice documente, dacă vreți, pentru că este un adevăr incontestabil. Iată când femeile mergeau spre mormânt, dis de dimineață, ele își făceau o problemă. Problema, își puneau o problemă. Problema care își o puneau era următoarea. Ele au mers să ungă trupul lui Isus. Deși Iisus era în mormânt acum, era înfășurat cu fășiile de pânză, iar peste fășiile de pânză, conform obiceiului evresc, aș vrea să vă spun că mormântul nu era cum este aici la 2 metri și jumătate în pământ, ci mormintele erau săpate în stâncă. Apoi, la intrarea în mormânt, la ușa mormântului, la acea gaură de a intra în acea grotă, se prăvălea o piatră. Piatra care a fost prăvălită la ușa mormântului lui Isus, de fapt nici nu era mormântul lui Isus. Că Isus n-a avut un măgăruș al lui, Isus n-a avut o casă lui, Isus n-a avut un mormânt al lui. Mormântul era al lui Iosif din Arimatea. El i-a dat mormântul lui Isus, acest om mai bogat, care și-a permis să-și sape un mormânt înainte ca el să plece la cele veșnice. Și atunci s-a oferit el în mod voluntar, acest om bogat, dar cu inimă pentru Dumnezeu, să-i ofere mormântul lui Isus. L-au pus pe Isus în mormânt. Au prăvălit o piatră. Istoricii spun că piatra prăvălită la ușa mormântului era între o tonă jumate și două tone. Deci era destul de grea și trebuiau câțiva oameni ca să o rostogolească. Era de dimensiunile unui cerc, era rotund și se putea rostogoli. Și acum, femeile mergând înspre mormânt își făceau problema cine ne va da piatra la o parte? Știți ce este interesant aici, dragii mei? Că se folosește un verb în greacă și n-am cum să nu vi-l spun, că nu știu eu multă greacă, dar cuvântul ăsta, cuvântul ăsta, dacă îl înțelegem, este extraordinar. Acolo se folosește un cuvânt, anaculia. Anaculia înseamnă a rostogolie o piatră, dar nu pe o pantă în jos, ci pe o pantă în sus. Se pare că mormântul lui Isus era cumva așa într-o pantă. Și atunci când îngerul Domnului a venit și a prăvălit acea piatră de o, o tonă jumate, două tone cât cântărea, n-a prăvălit-o în jos ca să-i fie ușor, ci a prăvălit-o în sus. De ce în sus? Că totdeauna noi suntem tentați ca să ducem lucrurile grele în jos. Mai ușor cobor de la etajul 4 cu greutăți decât să urci cu greutăți la etajul 4, nu-i așa? Mult mai ușor. De ce îngerul Domnului sau Evanghelistul? când folosește sau scrie în greacă, scrie în original că a folosit, a folosit acest termen, anaculia, adică a rostogolit piatra în sus. Știți de ce? Aici se ascunde un secret. Se vede puterea lui Dumnezeu, care e mai mare decât puterea lumii. Deși pe piatră era pus sigiliu, acvile romane, Pilat a dat ordin să se pună un sigiliu ca nimeni să nu cumva să miște piatra și nimeni să nu meargă în mormânt conform cerinței preoților celor mai de seamă, am auzit că înșelătorul acesta a treia zi a zis că va învia. Noi vrem să fim circunspecți, atenți, puneți acolo o strajă să păzească, nu cumva să se ducă ucenicii lui noaptea să-l fure și înșelătoria asta să fie mai mare ca alte înșelătorii. Și el, guvernatorul, le-a dat în mod sarcastic, jocoritor o gardă și a zis să păziți cu ei cum puteți. Păi ucenicii erau așa de fricoși Că n-aveau curaj să iasă din casă, cum să se ducă la mormânt noaptea și să-l fure. N-aveau cum. Nu aveau nici cum. Dar îngerul lui Dumnezeu, observați ce spune aici, zice a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Extraordinar. E așa de puternic Dumnezeu că își bate joc de puterile umane. Dumnezeu are putere în cer și pe pământ. El este autoritatea supremă. El face tot ce vrea în cer și pe pământ, slăvit să fie Dumnezeu. Piatra a fost dată la o parte, nu ca Isus să poată ieși din mormânt. Credeți că Isus ar fi putut să iasă din mormânt dacă piatra nu era dată la o parte? Păi scrie în Biblie așa de clar că Domnul Isus putea să treacă prin ziduri, Ioan 20 cu 19. Nu avea nicio problemă, erau ucenicii, stăteau cu ușile încuiate, erau ferecate, nimeni nu putea să deschidă ușa. Iisus prin ziduri, prin uși închise, a ajuns exact în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, ei s-au șocat, s-au speriat, n-au știut cum Iisus a ajuns în mijlocul lor pentru că ușile erau închise. Da, avem un Dumnezeu viu care sfidează orice putere, care trece prin orice ușă închisă, este viu și s-a arătat ucenicilor, s-a arătat la peste 500 de frați, spune uh, Apostolul Pavel. Și ca unei stârpituri, zice, mi s-a arătat și mie, slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, Hristos nu mai este în mormânt. Mormântul este gol. Avem un Dumnezeu viu. Și dacă nu crezi că Dumnezeu e viu, aș vrea Dumnezeu să ți se descopere astăzi. Aș vrea să-L vezi pe acest Dumnezeu viu intervenind la problema care o ai. Ascultându-l pe Dumnezeu care vorbește și azi, într-una din zile, Martin Luther era foarte supărat, spune istoria, era atât de supărat din cauza bisericii, lucrurile nu mergeau cum trebuie. De multe ori Luther cădea în depresie, nu exista cuvântul, dar exista starea. De multe ori el trecea prin depresie și soția lui, o femeie credincioasă lui Dumnezeu și abilă, contează foarte mult soția unui slujitor, extrem de mult pentru el. Soția lui Luther într-o zi a văzut că nu-l mai poate scoate din această depresie. El era împovorat de atâtea probleme ale bisericii, probleme teologice, probleme de frământări interioare, probleme de toate soiurile. Și s-a închis în casă, n-a mai vrut să mănânce, n-a mai vrut să bea, n-a mai vrut să facă absolut nimic. Și stătea așa trist în camera lui. Și a intrat soția, a încercat să discute cu el, nicio reacție. A încercat să-l scuture, el a zis, lasă-mă, nu vreau să vorbesc cu nimeni, vino să mănânci, că te usuși pe pit nu vreau să mănânc. N-a putut să-l scoată din această stare depresivă și atunci a venit o idee femeii acestea. S-a îmbrăcat în negru și a început să se plimbe prin fața lui Luther. Și Luther, șocat, zice, pe lângă toate necazurile care le am, o mai fi murit cineva de-al nostru? Da, a zis femeia, a mai murit cineva de-al nostru. Vai, dar cine a murit? Deci a murit Dumnezeu. Cum să moară Dumnezeu? Păi da, zice, a murit Dumnezeu. Dar cum să moară Dumnezeu, că Dumnezeu nu mai moare? Chiar asta am studiat în cartea Roman, asta am studiat studiind Noul Testament, că Hristosul în via nu mai moare. Păi dacă nu mai moare, tu de ce ești așa de trist? De ce nu pui toate problemele acestea în mâna acestui Dumnezeu viu și să-L lași pe Dumnezeu să lucreze? Iubiți creștini, noi avem un Dumnezeu viu, dar știm noi lucrul acesta? Adică nu-i destul la nivel teoretic să știm. Când avem necazuri și probleme, îi dăm noi problemele și necazurile în mâna acestui Dumnezeu viu? Știm că Dumnezeul nostru vede și aude? Atunci când tu faci un păcat, când înjuri, când furi, când bârfești, tu știi că ai un Dumnezeu viu? Tu știi că ai un Dumnezeu care vede și care aude? Sau crezi că numai de Paște Dumnezeu e viu? Sau crezi că numai de Crăciun Dumnezeu este viu? Vreau să spun că Dumnezeul nostru care e viu, vede și aude într-o zi, poporul lui Israel a vrut să se convingă de faptul că Dumnezeu este viu. Cel mai trist din toată tagma era Ilie, unul împărați capitolul 18. Era așa de trist Ilie că fugise în pustie, se ascunsese de Ahab și de Izabela. Biblia spune că Ahab a fost unul dintre cei mai răi împărați al lui Israel, datorită faptului că a avut o soție care l-a târât Izabela în idolatrie. Și într-una din zile, Ahab se duce să-l caute împreună cu Obadia. Obadia este un om cu frică de Dumnezeu. Un om temăt. Nu știu cum a scăpat Obadia să nu-l omoare Ahab. N-am nicio idee cum. Dar Obadia era cel care a ascuns și el câțiva proroci proroci ai Domnului de frica lui Ahab ca să nu-i să nu -i omoare. Și la un moment dat omul acesta se duce să-l caute pe Ilie, a vrut să-l omoare pe Ilie. Se întâlnește pentru că nu avea acces la Ilie. Dar omul lui Dumnezeu se întâlnește cu Ilie și îi spune, auzi, te caută Ahab și vrea să te omoare. Du-te, spune stăpânului tău, că vreau să mă întâlnesc cu el. Dar cum să-i spun? Dacă eu o să-i spun, o să mă omoare și pe mine, o să creadă că eu am știut unde tu te ascuns, că am complotat împotriva ta, mă trimis la moarte. În sfârșit, până la urmă, se întâlnesc cei doi și au zis ce face Elie, un test. Astăzi vrem să vedem care Dumnezeu este viu. Și îi cheamă pe prorocii lui Bal și a lui Astartei, în total 850 de proroci. Proroci mincinoși, a lui Bal și a Astartei. Și îi provoacă la un test care Dumnezeu e viu și adevărat. Și au început să facă acolo un altar. Și prorocii lui Bal și au astartei și de dimineața până după masă au început să strige care era înțelegerea. Vom face aici o jerfă care Dumnezeu va aprinde jerfa, va pune foc, noi punem apă peste jerfă și care Dumnezeu dă foc jerfei și se mistuie jerfa, acela Dumnezeul viu și adevărat și-au început după masă să aiureze prorociului și Astartei și n-au putut să facă absolut nimic. Înspre seară, Ilie s-a plictisit, ba mai mult, îi ia și peste picior. Poate Dumnezeu vostru doarme sau poate-i plecat în călătorie. Strigați mai tare! Și-au început să-și facă tăieturi în carne, să le curgă sânge, însă nu i-a auzit nimeni. Spre seară, Ilie adresat altarul Domnului. A adus un juncan, l-a tăiat, l-a pus pe altar. A luat, a spus, a, a spus celor de acolo: Aduceți patru vedre și puneți apă peste altar. Și mai faceți lucrul acesta o dată. Și încă o dată. Până când șanțul care era în jurul altarului s-a umplut de apă. Și apa curgea peste tot printre pietre și peste jerfa de la altar. Și a făcut rugăciune scurtă, Ilie, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel, arată astăzi că tu ești un Dumnezeu viu, că tu ești Dumnezeul adevărat. Și în timp ce se ruga, a venit un foc puternic din cer și scrie că atât de tare a mistuit jerfa încât și apa din șanțuri a secat. Atât de, a fost, atât de tare a fost puterea focului că a putut sugativa, cine știe câte mii de grade au fost acolo, un foc care a fost trimis de la Dumnezeu. Și tot Israelul a strigat, Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Dragii mei, privind spre Golgota, privind spre cruce, privind spre mormântul care este gol, Privim spre Hristosul care este viu. Putem striga azi toată adunarea. Avem un Dumnezeu viu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Un al doilea motiv de bucurie, avem un Dumnezeu care ni s-a revelat. Un Dumnezeu care ni s-a descoperit. Știți că începând din Antichitate, zeitățile nu s-au descoperit oamenilor. Că oamenii slujesc dar nu știu pe cine. Iată dovadă biblică. De exemplu, evreii erau robi în Egipt. Știți cui se închinau egiptenii? Zeului Ra, zeului soare. Nu știau pe Dumnezeul adevărat. Însă Dumnezeul evreilor s-a revelat. Și când vorbim despre revelație, vorbim despre descoperire. Dumnezeu ni s-a descoperit nouă oamenilor. Și teologia vorbește de două forme de revelație a lui Dumnezeu. Există o revelație generală a lui Dumnezeu Dumnezeu s-a descoperit tuturor oamenilor într-un mod general, dar oamenii n-au putut să-l cunoască pe Dumnezeu sau n-au vrut să-l cunoască pe Dumnezeu prin această formă de Revelație. În cadrul acestei Revelații, numită Revelație Generală, Dumnezeu s-a descoperit oamenilor în istorie. Dumnezeu se implică în istorie, este la cârma istoriei. Istoria lumii nu este statică, ea se îndreaptă spre ținta care o indică degetul lui Dumnezeu. În faptele apostolilor, capitolul 17, de la 26-27, apostolul Pavel spune în felul următor, și vă rog să vă uitați pe ecran, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Ascultați acum, le-a așezat anumite vremi și le-a pus anumite hotare. Știți ce sunt hotarele? Graniți. De aia România are graniți. Că Dumnezeu a hotărât să existe poporul român. De aia Germania are graniți, că Dumnezeu a hotărât să fie uh, nemții care să aibă graniți. Și așa mai departe. Și a pus anumite hotare locuințelor, următorul verset, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dar cu toată această implicație a lui Dumnezeu în istorie, cu toate că oamenii l-au văzut pe Dumnezeu că se implică în istorie, omul nu l-a cunoscut pe Dumnezeu Dumnezeul adevărat. Apoi tot în cadrul revelației generale, Dumnezeu s-a descoperit în natură. Puneți, vă rog, psalmul 19. Uitați ce frumos spune psalmul 19, începând cu versetul 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altuia acest lucru, o noapte dă de știre altia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte ale cărui sunet să fie auzit dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lui merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele ca un mire iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucurie, cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerului și îi drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Iată, în toate aceste versete pe care le veți citi din Psalmul 19, veți descoperi că Dumnezeu, Dumnezeu s-a descoperit, s-a revelat omului prin natură, prin stele, prin soare, prin lună, prin tot ce există, astre sau în natura noastră care o putem atinge. Dumnezeu s-a revelat, însă omul nu a luat seama. Iar în tot în cadrul revelației generale este și conștiința omului. Eclesiastul capitolul 3, versetul 11, omul lui Dumnezeu, Solomon, a realizat că orice lucru el îl face frumos, adică el, Dumnezeu, la vremea lui, și ascultați aici, a pus în inima lor, a cui? A oamenilor, chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Dar cu această formă de revelație generală, istorie, natură și conștiința omului, omul nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Nu l-a putut pricepe pe Dumnezeu. Astfel că Dumnezeu a recurs la o nouă formă de revelație, și anume o revelație specială a lui Dumnezeu. În cadrul revelației speciale a lui Dumnezeu, intră Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu și experiențe personale. Isus Hristos Eclesi... Evrei, capitolul 1, versetul 2. Iată ce spune acolo. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Iisus Hristos este revelația lui Dumnezeu. Este descoperirea lui Dumnezeu pentru ca noi să-l putem înțelege pe Dumnezeu. Și ca să-l înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să-l căutăm. Maria l-a căutat din toată inima ei. Și știți cum se exprimă inima atunci când dorește ceva cu ardoare? Prin lacrimi. Lacrimile nu sunt altceva decât o formă a sufletului, o dorință arzătoare interioară. În Ieremia 29 cu 13 spune: Cine mă caută, mă găsește dacă mă caută din toată inima. Pe Dumnezeu nu doar cu mintea trebuie să-l cauți. Dumnezeu, cum spune Augustin, este mai presus de mintea noastră. De aceea Biblia nu este o carte logică pentru rațiune. Uneori Biblia depășește rațiunea, pentru că ea și în ea vorbește Dumnezeu. Și uneori sunt lucruri în Biblie pe care n-ai să le înțelegi cu mintea. Dacă le-ai înțelege cu mintea, Biblia ar fi rodul invenției umane. Dar faptul că uneori nu înțelegem, este rodul invenției lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! În 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 3, Aș vrea să citim acolo în Biblie, să vedeți despre revelația asta progresivă, care vorbește Apostolul Pavel și spune că Hristosul înviat s-a revelat, s-a descoperit și nu s-a descoperit doar nouă acum. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după scripturi. Moartea lui Hristos n-a fost un accident, ci hotărâtă de Dumnezeu că a fost îngropat și înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa sau Petru, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Următorul verset în urmă s-a arătat lui Iacov, apoi, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Observați revelația aceasta specială a lui Dumnezeu? Dragul meu, oricare ar fi aici creștin, un creștin adevărat, este un creștin căruia i s-a revelat, i s-a descoperit Domnul Isus Hristos. Și revelația aceasta, odată ce a început-o, dorești să o continui toată viața. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, versetul 11. Aș vrea să citesc cuvântul după ce Pavel îl descoperă pe Hristos, spune așa, această revelație specială nu mi-a fost suficientă de o zi, nu mi-a fost suficientă de un an, ci mi-este dornică să o am toată viața, pentru că pe cât îl cunosc pe Hristos mai mult, cu cât îl cunosc mai mult, cu atât doresc să-l cunosc mai mult. Nu mă plictisesc de el, nu mă satur de el și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Observați, dorința Apostolului este să-L cunoască mai mult pe Hristos. Iată, dragii mei, noi nu avem un Dumnezeu distant, un Dumnezeu pe care să nu-L putem înțelege. Iisus Hristos este expresia de dragoste a Lui Dumnezeu și revelația Lui Dumnezeu. Iisus ni s-a descoperit ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem planul de mântuire și să ne cunoaștem pe noi că avem nevoie de El. Lăudați să fie Dumnezeu! În al treilea rând, avem un Dumnezeu care s-a înfrățit cu noi. Auziți ce spune Domnul Isus, ce le spune femeilor? Duceți-vă de spuneți cui? Ucenicilor mei? Nu! Duceți-vă de spuneți fraților mei! E un har mare să fim frați cu Isus Hristos. Suntem noi frați? Știți ce au în comun frații? Frații au același tată. Când Maria l-a descoperit pe Isus, Maria s-a dus să se uite în mormânt, spune Biblia. Și ea s-a uitat în mormânt și a început să vorbească cu Îngerul. În spatele ei a apărut cineva, a crezut că este Grădinarul. Nici măcar nu l-a băgat în seamă pe Grădinar. Vorbea cu Îngerul. Și îngerul îi spunea, nu e aici, a înviat, de ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? Domnule, dacă l-ai luat, era cineva în spatele ei, credea că este grădinarul. Domnule, zice, dacă cu fața întoarsă spre mormânt, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus. Ia habar n-avea că este Isus în spatele ei. Știți când își dă seama că este Isus, când Isus îi rostește numele, Marie. Și când îi spune numele, se întoarce și când se întoarce, îi se revelează, rabuni învățătorule, s-a plecat să-i cuprindă picioarele și a spus, femeie, nu mă țin ea, că încă nu m-am suit și ascultați, la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul, asta a făcut Iisus Hristos, ne am frățit cu El și am devenit fii al lui Dumnezeu. Știți, de asta noi ne numim frați. Îmi place foarte mult când oricine îmi spune frate Nelu. Nu îmi place să îmi spună mânelu. Îmi place foarte mult când noi unii cu alții ne respectăm creștinește și ne chemăm unul pe altul frate. Da, noi suntem frați. Iisus nu are verișori. Iisus nu are unchi, mătuși, gineri, socri. Iisus are frați. Eu și cu tine suntem frați. Nu contează etnia, nu contează poziția socială, nu contează poziția culturală, nu contează absolut nimic, tot ceea ce contează ești tu și cu mine. Dacă noi suntem frați cu Hristos, suntem și frați unii cu alții. De aceea, în Biblie, Apostolul Iacov specifică clar fraților: de ce faceți diferența între frați? De ce, dacă vine unul bogat, îl pui să stea în față, și dacă vine unul sărac, îl iei și îi spui tu, du-te mai în spate că ne faci rușine? Fraților, spune Iacov, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos căutând la fața oamenilor, pentru că voi toți sunteți frați. Isus le-a spus Mariei, du-te și spune fraților mei, lucrul acesta mă bucură, lucrul acesta mă și responsabilizează. Nu-i doar o onoare, ci o responsabilitate. Păi dacă sunt frate cu Hristos, eu trebuie să semăn cu Domnul Isus Hristos. Cu toate că recunosc, nu în toate situațiile semănăm cu Domnul Isus. Uneori semănăm ca și cum n-am fi frați cu El, parcă am fi frați vitregi. N-am fi frați de același sânge înfrățându-ne cu El. Uneori ne comportăm cum n-ar trebui să ne comportăm. Și aș vrea Dumnezeu să ne dea puterea să ne comportăm ca Isus. Auziți, într-una din zile, a venit la Domnul Isus cineva când el era în mulțime, în în, în bulzi de, de mulțime. Era într-o casă, într-o cameră. Și a venit cineva la el și a spus, Învățătorule, oprește-te din predică. Dar ce s-a întâmplat? Afară-i mama și frații tăi. Te așteaptă și vor să vorbească cu tine. Isus scrie Biblia și a rotit privirile peste ei și a pus următoarea întrebare. Cine este mama mea? Cine sunt frații mei? Matei, capitolul 12, 46 la 50 cine sunt? Și uitându-se peste ei, căci oricine face voia tatălui meu, a spus el, îmi este mamă, soră, frate, oricine. Deci, iată, ca să fiu frate cu Domnul Isus, trebuie ca să fac exact ce face el. Trebuie să împlinesc voia lui Dumnezeu. E un mare har că Dumnezeu s-a înfrățit cu noi. Dumnezeu s-a umanizat ca să ne îndumnezeiască pe noi. Este un lucru extraordinar care l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu să se înfrățească cu un nimeni ca mine, ca tine, cu nimic. Cu, dacă vreți, iertați-mi expresia, un gunoi. Ceva ce n-ar merita să fie băgat în seamă. Biblia spune un abur, nici cât praful de pe cumpă în fântânii. Asta suntem noi toți, un nimic. Însă Dumnezeu este Cel care s-a umanizat. A venit și nu l-a interesat să se umilească, să disprețuiască rușinea, să se ducă la cruce, să se pună pe cruce, pentru că atât de mult ne-a iubit și a vrut să ne înfrățească cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea Biblia spune să fiți atenți în relațiile frățești, cum sunteți unii cu alții, având în vedere că suntem frați cu Hristos. Să știți, spunea Vorbland, când un frate al lui Hristos prigonește pe un alt frate al lui Hristos, Hristos nu e întotdeauna de partea celui ce prigonește, ci este întotdeauna de partea celui prigonit. De aceea în Matei capitolul 5, versetul 23, versetul 24, de aceea în Matei capitolul 18, versetele 15 la 17, se vorbește despre relația dintre frați. De exemplu, dacă te duci la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, deci fratele tău, nu este vorba de fratele de corp, poate să fie și fratele de corp, este vorba de fratele de credință. Dacă îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, nu cânta, nu predica, nu te ruga, du-te acasă, du-te la fratele tău, mai întâi împacă-te cu fratele tău și apoi vino să predici, vino să cânți, vino să slujești. Nu ți lăsa soția tristă acasă, în timp ce tu vii aici că trebuie să predici sau să cânt sau să faci nu știu ce. Nu ți lăsa soțul trist acasă, în timp ce tu vii aici să te rogi și gura ta numai să se audă în rugăciune. Și atunci, mai înainte de a face orice slujbă divină, rezolvă-ți relația cu fratele tău. Dacă urăști pe fratele tău, spune Biblia, ești un mincinos, ești un criminal, ești un, un mai rău decât un păcătos, un vameș Biblia are tot felul de cuvinte josnice la adresa celor care urăsc pe, frate, pe fratele lor sau pe frații lor. De aceea Biblia Domnului Iisus este foarte, foarte clar. Iar în Matei 18 spune, dacă fratele tău a păcătuit, dacă fratele tău a păcătuit, ce să faci? Să te duci să-l mustri între tine și el, nu să-l bârfești pe la alții. Dacă cineva, se poate un frate de-al tău să-ți greșească, se poate să-ți greșească. Suntem oameni, tot ce omenesc ne aparține, greșim, nu suntem perfecți. Dar dacă fratele tău a greșit în relație cu tine, primul lucru, primul om la care să te duci, nu este la prietenii tăi, nu la grupul de prieteni, ci primul lucru să te duci la fratele tău dacă i-ai greșit. Sau dacă ți-a greșit și să-i spui, frate, sunt supărat pe tine, mi-ai greșit, frate, uite, vreau asta, vreau asta, vreau asta să îndrept. Altfel, dacă, nu te, duci în altă, dacă te duci în altă parte, caz în plasă celor bârfitori sau acelor răi. Au zis, nu oricine mi-este frate. Biblia spune să nu numesc pe oricine frate. Hristos n-a numit pe preoții cei mai de seamă frați. N-a numit pe aprozi frați. Hristos i-a numit doar pe ucenici, spuneți fraților mei. Acelor care sunt în grupul acela și mă așteaptă la întâlnire, doar ei sunt frații mei, la ei să vă duceți. Hristos nu este frate cu toți dezaxații, cu toți cei care trăiesc în păcate oribile și nascunse. Hristos nu este frate cu toți. Hristos este frate doar cu cei care se înfrățesc cu El, care ascultă de Dumnezeu și care ascultă de glasul lui Dumnezeu. Vă rog să puneți 1 Corinthen, capitolul 5, versetul 11. Ascultați numai ce spune aici, ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar își zice, frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau bârfitor, defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț, cu un astfel de om, nu trebuie nici, nici să mâncați. Păi ce să caut eu la masa bârfelor despre frații mei? Ce să caut eu acolo unde Hristos nu are ce căuta? N-am ce să caut. Sunt frate cu toți acei care sunt frați cu Hristos. De aceea, Așa de clar este apostolul. Vedeți? Apostolul când scrie lui Timotei și scrie bisericii, știți cum îl numește apostolul Pavel pe Timotei? Fratele meu. Citiți vă rog în 1 Tesalonicen, capitolul 3 numai, sau în alte p p părți ale Bibliei. Și vedeți când vorbește Pavel despre Timotei, deși diferența de vârstă este mare. Bătrânul Pavel este bătrân, tânărul Timotei este tânăr și ar fi putut să se adreseze Pavel lui Timotei. Vi-l trimit pe Timotei, pe tânărul acesta. Vedeți că el știe scripturile de la bunica, de la mama, e un om credincios, dar îl numește fratele meu, tovarășul meu de jug. Îl numește copilul meu în credință. Are un respect deosebit. Uită-te în stânga și în dreapta. Uită-te în față și în spate. Ești înconjurat de frați. Și surori în Hristos. Tu nu ești singur. De aceea, dragii mei, frați și surori, aș vrea de astăzi să ne respectăm și oriunde ne întâlnim, să nu ne fie rușine să ne numim frați în Hristos. Noi suntem frați unii cu alții pentru că ne-a înfrățit același Dumnezeu. Avem ca Tată pe Dumnezeu, care a lucrat pe noi în aceeași măsură. Dumnezeu n-a lucrat mai mult pe tine decât pe mine. Eu nu sunt mai special decât tine. Tu nu ești mai special decât mine. Diferența o facem noi, însă nu Dumnezeu. Știți, în ziua judecății Iisus va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați la Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost dată de la întemeierea lumii. Și la un moment dat spune așa, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații ai mei, dar cine i-a făcut neînsemnați? Că nu Hristos i-a făcut neînsemnați. S-ar putea noi să-i facem neînsemnați. Dumnezeu să ne trezească. Dumnezeu să facă să ne trezim astăzi, pentru că în învierea lui Hristos ne aduce pe toți la același numitor comun, numindu-ne frați. Sunt frate și cu săracul, sunt frate și cu bogatul, sunt frate și cu înțeleptul și cu mai puțin înțeleptul, sunt frate și cu filozoful, sunt frate și cu omul de rând, și cu demnitarul și cu omul politic și cu oricine, suntem chemați să fim frați în Isus Hristos, ca să l-avem de tată pe Dumnezeu. Și în al patrulea rând, un al patrulea motiv de bucurie, avem un Dumnezeu care îl vom vedea față în față odată. Vreau să vă întreb: câți de aici vreți să-l vedem pe Domnul Isus? Mă gândesc că toți mai cântăm noi cântarea aceea și din toate câte încerc, le păstrezi tu pentru mine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai. Cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine. Aș vrea să-L văd pe Domnul Iisus Hristos față în față. Momentul acela al învierii, știți ce a făcut-o pe Maria? Să-și oprească plânsul și să-și oprească lacrimile? A fost faptul că s-a întâlnit față în față cu Hristos. Interesant, Iisus nu s-a descoperit lui Petru și lui Ioan, care au mers și ei în, mo în acel moment la mormânt. S-au dus repede când Maria le-a spus, a înviat Domnul și m-am întâlnit cu el. Petru și Ioan au dat fuga la mormânt. Ioan fiind mai tânăr a ajuns primul și a intrat în mormânt. S-a uitat, a văzut fâșiile de pânză, mormântul gol, dar pe el nu l-a văzut. Petru, bătrânul, a intrat în mormânt, s-a uitat și el în mormânt, dar nu l-a văzut pe Domnul și s a întors înapoi la ucenici și au zis, femeile astea zic că l-ar fi întâlnit pe Domnul. Noi am fost, am văzut mormântul gol, piatra dată la o parte, e adevărat, dar pe el nu l-am văzut. Mai târziu Isus îi mustră pentru necredința lor, pentru că n-au avut credință în învierea Lui. Dragii mei, cea mai mare bucurie este să-L vedem pe Domnul Iisus. Asta a fost dorința lui Moise în Exod 33, 18. Arată-mi slava ta! Filip în Ioan 14,8 a zis Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns! Dar iată ce spune Iov Iov în 19 Puneți, vă rog, eu capitolul 19, versetul 25 la versetul 27. Dar știu Că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Vreau să te întreb, tânjești de acest dor să-l vezi pe Domnul Isus? Vine o zi când El vine pe norii Slavei. Și atunci îl vom vedea, bucurați-vă, iubiți creștini, că avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu care ni s-a revelat, avem un Dumnezeu atât de minunat, un Dumnezeu care s-a înfrățit cu noi și avem un Dumnezeu care îl vom vedea odată față în față. 1 Ioan capitolul 3, versetul 2. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea Așa cum este, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Acestea sunt motivele de bucurie, nu mâncările, nu tot ceea ce avem, ci faptul că avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care s-a revelat, un Dumnezeu care s-a înfrățit și un Dumnezeu care îl vom vedea odată. Ridicați înaintea lui Dumnezeu. Haideți să mai cântăm odată cântarea. E viu, e viu. Am putea să cântăm cântarea asta. E viu, e viu. Mormântul lui e gol. Și după ce cântăm această cântare. Haideți să mai mulțumim odată lui Dumnezeu pentru acest mare har, că-L avem pe Hristos viu între noi, frați și surori. Nu-L vedem azi, dar vine ziua când îl vom vedea față în față. Îl simțim cu sufletul. Aș vrea ca El să ți se reveleze azi. Aș vrea să știi că El e viu, că dacă îi spui problema Lui, îi pasă de problema ta. Că El poate schimba întristarea în bucurie. Că poate întoarce necredința la credință că poți să te atingi de El cum s-a atins Toma într-un mod spiritual și să spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, facă Domnul în timpul acestei cântări, biserica Domnului să fie cercetată de acest Iisus, care este în mijlocul nostru prezent. Binecuvântat să fie El!